Salut și bine am găsit la un nou video! De data asta vă voi prezenta noul browser Arc pe Windows, creat de The Browser Company, care adaugă câteva chestii interesante. Problema e că e destul de bun, vă voi arăta în curând despre ce vorbesc. Este disponibil deja de câțiva ani pe macOS, dar recent aceștia au lansat și versiunea de Windows în closed beta. Trebuie să te înscrii în waiting list, iar aceștia îți vor accepta cererea în câteva săptămâni cu un email ce arată cam așa. Sincer, eu am încercat să obțin acces cu mult timp în urmă, dar aceștia nu au acceptat să-mi ofere. În orice caz, în email avem un mare buton de download și, apropo, este disponibil doar pe Windows 11, dar aceștia promit că îl vor lansa și pe 10 odată ce este din programul beta. La descărcare avem o interfață design stil Windows 11 și, în general, browserul este făcut în stilul acestui sistem de operare. Mă așteptam să fie mai macOS, dar se pare că nu. Așa arată prima pornire a sa, o mică animație, după care urmează să ne logăm. Și am intrat în browserul propriu-zis. Interesant este faptul că, față de oricare alt browser, aici nu ai o interfață de home, iar atunci când deschizi un tab nou, îți este propus să introduci direct adresa. Iar noi putem să grupăm taburile ce au o anumită legătură în space-uri, cum avem aici. La Getting Started ne apare un tutorial de descărcare și utilizare Arc, iar la Release Notes avem ce mai adaugă în ultimele actualizări. Frecvența pare a fi un update în fiecare săptămână. Trebuie să ținem cont de faptul că obiectivul lor la moment este să aducă cât mai multe feature-uri de la versiunea de macOS în cea de Windows, deși ambele sunt bazate pe Chromium. Există o tonă de chestii ce nu le avem încă aici, dar care vor veni în curând. Hai să vedem ce avem disponibil. O chestie foarte interesantă este splitting-ul de taburi în două ferestre. Astfel poți face puțin multitasking în caz că nu ai două monitoare, ceea ce chiar e bine. Nu știu dacă o are vreun alt browser, sincer, nu am văzut nicăieri. Totodată poți seta aceste taburi paralele ca preseturi în Spaces. Astfel de spații poți crea mai multe, deși e destul de simplu să le setezi în funcție de proiectul la care lucrezi. Le poți seta și o temă sau atribui unui alt profil. În interiorul unui space poți crea un folder cu taburi, deci chiar nu ai nicio scuză pentru a-ți împrăștea spațiul de lucru. De asemenea, Vertical Tabs este mai comod decât pare. Știu că există deja în Microsoft Edge, deși nu l-am folosit niciodată acolo, însă aici parcă chiar este interesant. Îți recomand totuși să-l setezi să se auto-închidă, astfel te poți focusa pe ceea ce lucrezi la moment. Nu ai alte taburi, ci doar conținutul paginii, iar dacă ai nevoie de bară, dai cu mouse-ul peste partea stânga a ferestrei. Bookmarks a devenit Archive, iar toate taburile arhivate le vei găsi aici. Ar părea că ai puțin setări pentru a-ți customiza experiența, dar datorită faptul că este bazat pe Chromium, poți accesa și setările cu care suntem familiarizați cu toții. Aici ai toate setările care sunt disponibile și pe alte browsere. Totodată avem acces și la toate extensiile din magazinul Chrome. N-aș fi putut trăi fără asta, pentru mine este un deal breaker. În rest avem cam orice alt feature disponibil pe orice alt browser, de exemplu Picture-in-Picture sau vizualizarea codului sursă. Este încă foarte limitat față de versiunea de macOS. Sigur vom face încă un video când se va lăsa complet și vor adăuga toate funcționalitățile, dar chiar și așa poate concura cu orice alt browser de pe piață. Iar întrebarea este dacă ar merita acum să te muți pe Arc. Părerea mea este că da, cel puțin eu o fac chiar acum și voi oferi o perioadă de încercare să văd dacă mi sporește productivitatea. Mi-ar plăcea să urmăresc evoluția acestui browser în acest moment pentru că implementează niște idei foarte bune. Plus că nu e o companie foarte mare în spate, e un startup, dar care muncește cu pasiune din ce văd. Deci poți să te înscrii în lista de așteptare pentru a primi acces mai devreme sau să aștepți până va fi lansat oficial versiunea stabilă, deoarece asta s-ar putea să aibă destul de multe bug-uri. Nu dețin un Mac, deci acest video este doar din perspectiva unui utilizator de Windows. Sper că v-a plăcut, noi ne auzim la următorul.